Scenă ca în filmele americane la punctul de trecere a frontierei de la Satu Mare. În imagini se vede cum un polițist de frontieră bate cu pistolul în geamul unui automobil și îl somează pe șofer să deschidă portiera și să coboare pentru control. Coborâți din mașină! Coborâți din mașină! Eu am buletinul, scrie jos! Imaginile au fost filmate cu telefonul de cei doi bărbați care se aflau în mașină cu șoferul. Afară, opriți motorul imediat. Opriți motorul. Da? Afară. Și coborți din mașină. Cobori din mașină. Stați să dau buletin. Cobori și deschid portbagajul rapid. Sigur, vă deschid, poftiți buletinul. Vă deschid și portbagajul. Fiecare persoană buletinul, rapid. Eu aici stau, am buletinul acasă. Nu mă interesează, ce cauți în zona de frontieră fără buletin? Sesizați, șefii polițistului de frontieră au dispus o anchetă internă. Ei susțin însă că șoferul a fost oprit pentru un control după ce a șicanat în trafic echipajul de poliție. Cele trei persoane care se aflau în autoturism sunt cunoscute pentru contrabandă cu țigări. Oamenii legii spun că de fiecare dată când sunt opriți pentru un control, cei trei bărbați devin recalcitranți.